Binecuvântat să fie Domnul! Frați și surori, să luăm Scripturile și oprindu-ne la psalmii lui Asaf, să observăm din cele scrise de el un Dumnezeu care judecă. Întreaga Scriptură reafează acest drept al lui Dumnezeu, suprem, cum de altfel și însăși rațiunea noastră umană și întreaga natură, spune, în mod legitim, orice ființă, socotește că dreptatea este o necesitate, că judecata este o lucrare ce și-are locul. Dar dacă toate judecățile omenești sunt mărginite, Dumnezeu este Cel ce execută o judecată absolută, completă, desăvârșită. Iată ce scrie Asaf în Psalmul 50, versetul 6. Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu este Cel ce judecă. El avea încredințarea că vine vremea când se va dovedi că nimic nu s-a pierdut și Dumnezeu, care este în control, cum spuneam în lecția trecută, nu doar controlează și monitorizează și face statistici și observații, dă verdicte, Dumnezeu judecă. Același Asaf scria în Psalmul 82, versetul 8, sub cuvinte de rugăciune: scoală-te, Dumnezeule, și judecă pământul. Era o dorință, cum spuneam, legitimă a oricărui om. Dar Dumnezeu judecă în felul Lui. El judecă ca Dumnezeu, după legile Lui, după gândirea Lui, după timpul și vremea Lui, după caracterul și tot ceea ce El decide. De aceea scrie aici în versetul 1, același psalm: Dumnezeu stă în adunarea Lui Dumnezeu. El judecă în mijlocul Dumnezeilor. Este un verset cu multiple extensii și profunde înțelegeri. Care este poziția lui Dumnezeu în domeniul judecății? Dar să intrăm în analiza celor scrise de Asaf, folosindu-ne pentru câte puțin și de alte pasaje din Scriptură, pentru a ne fundamenta și a ne încredința în inimile noastre că avem de-a face cu un Dumnezeu care judecă. Să sesizăm într-o primă parte judecățile și sentințele divine, iar într-o a doua parte câteva caracteristici și principii ale lui Dumnezeu când judecă, ale judecăților sale. Sunt judecăți care se execută, ne referim la oameni, în viața aceasta și privesc limita de vârstă. În vechime, sute de ani, acum zeci de ani. Și există o altă judecată care se va executa și, de fapt, aceasta va finaliza judecata în ziua sau în vremea de apoi. Cât privește judecățile ce se execută în viața aceasta, Dumnezeu pedepsește după ce judecă sau, deși judecă, încă nu pedepsește, de regulă cu scopul recuperării celui vinovat, a omului păcătos. Pentru că vă rog să vă gândiți, dacă Dumnezeu ar face o judecată dreaptă și finală imediat ce omul păcătuiește, zice în Psalmul 130, Doamne, cine ar mai putea sta înaintea Ta? Deci Dumnezeu n-ar putea să-și mai ducă la îndeplinire lucrarea mântuirii dacă n-ar judeca aici, numai parțial și cu scopul recuperării omului în vederea mântuirii lui. Judecățile din viața aceasta n-au ca scop final o dreptate absolută, ci ele îl determină pe om să fie mântuit,
sau dacă acel om nu vrea să fie mântuit, eventual judecățile din viața aceasta îi determină pe alții, văzând cum Dumnezeu judecă, să se poată mântui. Iată ce scrie Asaf în Psalmul 78, de la versetul 39. Totuși, în îndurarea lui, el iartă nelegiuirea și nu nimicește. Își oprește de multe ori mânia și nu dă drumul întregii lui urgii. Deci în viața aceasta avem de-a face numai cu o judecată parțială. Versetul 39, de asemenea, el scrie: el și-a adus deci aminte că ei nu erau decât carne și dacă ar fi nimiciți, s-ar pierde și sufletul. S-ar întâmpla ca și cu îngerii și cu pilda neghinei, când a zis: lăsați-o până la vreme. O suflare care trece și nu se mai întoarce. Și pentru a vedea cum Dumnezeu pedepsește în mod limitat și gradual, să deschidem la Cartea Levitic, capitolul 26, și de aici vom sesiza că scopul lui este recuperarea omului în judecățile pe care le trimite. Pagina 139, Levitic 26, citim de la versetul 17, unde Domnul zice: îmi voi întoarce fața împotriva voastră și veți fi bătuți și veți fugi dinaintea vrăjmașilor voștri. Cei ce vă urăsc vă vor subjuga și veți fugi fără să fiți urmăriți chiar. Dacă cu toate acestea nu mă veți asculta, vă voi pedepsi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi frânge mândria puterii voastre, voi face ca deasupra voastră cerul să fie de fier și pământul de aramă. Versetul 21. Dacă și după acestea veți împotrivi și nu veți să mă ascultați, vă voi lovi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Versetul 23. Dacă pedeapsele acestea nu vă vor îndrepta, deci iată care sunt scopul pedepsilor, îndreptare. Și dacă veți împotrivi mie, mă voi împotrivi și eu vouă și vă voi lovi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Și Scriptura continuă, versetul 27. Dacă cu toate acestea nu mă veți asculta și dacă veți împotrivi mie, mă voi împotrivi și eu vouă cu mânie și voi pedepsi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Vedeți cu cât se amplifică mânia lui Dumnezeu în timp. De aceea Pavel vorbește despre o comoară de mânie, adică o imensitate, un volum care planează deasupra omului păcătos, dacă el nu decide să pună capăt păcatelor lui. Vă rog să vă gândiți la David și respectiv la Ahab. Mânia Domnului a fost peste David și el a suportat-o în parte, dar s-a pocăit. Și mânia s-a retras încet. Dar fiindcă Ahab dădea semne să se pocăiască, însă sub influența soției lui și altora vinovați a idolatriei din vremea sa, se răzvrătea în continuare, rămânând în păcat, mânia lui Dumnezeu și pedeapsa s-a tot accentuat până când tot neamul i-a fost șters de pe fața pământului. A suportat pedeapsă el și ai lui încă în viața aceasta, dar la vremea când Dumnezeu a decis că și-a întrecut limita. În viața aceasta, pedepsele lui Dumnezeu sunt, așa cum am citit aici în Levitic, sub diverse forme. Foamete, războaie, boli și alte nenorociri, de ordin fizic, material, sufletesc, spiritual. Și după cum a procedat Dumnezeu și în alte situații, cum citim întorcându-ne iarăși la Psalmul lui Asaf, 78, de la versetul 44. Aici este o referire la judecățile Domnului împotriva egiptenilor, care nu lăsau pe evrei să plece. Judecăți în viața aceasta. Cum le-a prefăcut râurile în sânge și n-au putut să bea din apele lor. Cum a spătris împotriva lor niște muște otrăvitoare care au mâncat și broaștii care au nimicit. Cum le-a dat holdele pradomizilor, rodul muncilor pradă lăcustilor. Cum le-a prăvădit viile, bătându-le cu piatră și smochine din Egipt cu grindină. Cum le-a lăsat vitele pradă grindinii și turmele pradă focului cerului.
Deci iată diferite pedepse. Tot aici citim de la versetul 30 despre o altă formă de pedeapsă. Dar n-apucaseră să stâmpere bine pofta, mâncarele era încă în gură, de data asta pedeapsă pentru evrei. Când s-a stârnit mânia lui Dumnezeu împotriva lor, a lovit de moarte pe cei mai tari din ei și a doborât pe tinerii lui Israel. Și tot de aici, versetul 59, Dumnezeu a auzit și s-a mâniat și a găsit rău de tot pe Israel, sub diverse forme. Pentru a vedea diferitele forme pe care Dumnezeu poate să le aplice, să le trimită ca pedeapsă, hai să mai deschidem și în 2 Samuel 24, pentru a ne aminti și a citi pe scurt despre sentința dată de Domnul împotriva lui David cu ocazia păcatului comis a efectuării numărători. 24 de la versetul 10. David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului și a zis: Domnule, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum, Doamne, binevoiește și iartă în îngerea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. A doua zi, când s-a sculat David, cuvântul Domnului a vorbit astfel prorocului Gad, văzătorului David: Du-te și spune lui David, așa vorbește Domnul. Iată, spun înainte trei nenorociri, alege una din ele și te voi lovi cu ea. Gad s-a dus la David și a făcut cunoscut lucrul acesta zicând: Vrei 7 ani de foamete în țara ta? Sau să fugi 3 luni dinaintea vrăjmașilor tăi care te vor urmări? Sau să bântuie ciuma 3 zile în țară? Acum alege și vezi ce trebuie să răspund celui ce mă trimite. Deci, este clar că Dumnezeu aplică pedepse diferite. În cazul celui al păcat al lui David, și acolo au fost câteva soiuri de pedepse, dar acolo nu i-a mai fost dat dreptul să aleagă. Se confesează el, de exemplu, în Psalmul 38 și spune cât de mult suferea în trup în urma păcatului său. De aceea, să înțelegem rolul pedepselor lui Dumnezeu în viața aceasta, îndreptarea noastră și dreptul lui de a ne atinge în ce domeniu îi place. E un mare har să ne lasă pe noi să ne alegem pedeapsă sau să rugăm să ne dea un fel de minim de pedeapsă. Există judecăți absolute în ziua de apoi. Ele privesc pe cei buni și pe cei răi. A judeca nu înseamnă numai a rosti o sentință pentru rău. A judeca înseamnă a analiza faptele în vederea răsplătirii. Și răsplata poate însemna ceva bun sau ceva rău. Pentru că cei mântuiți vor fi răsplătiți după faptele lor, chiar dacă au fost rânduite de Domnul, și nu ne putem asupa noi pretenții speciale, dar raportat la atitudinea noastră în viața de credință, și nu numai, în întreaga viață, Domnul este gata să ne răsplătească pentru toată veșnicia. De aceea am citit din Psalmul 50 că atunci cerurile vor vesti dreptatea Domnului, adică cerurile întregi vor ști după dreptatea lui Dumnezeu ce merităm noi în rai. De ce unul va primi mai mult, altul mai puțin? De ce unii își vor pierde răsplata, zice Apostolul Pavel în Corinteni, capitolul 3? Asta pentru noi, pentru că și expresia întreagă din Psalmul 50 zice așa: strângeți acum pe credincioșii mei, atunci cerurile vor ști. Evident că nu ajung cei răi în cer ca să știe cerurile și față de îngeri să fim răsplătiți și premiați pentru ceea ce am făcut. Să ne amintim și de spusele Domnului când a vorbit cu cei doi fii al lui Zebedei care vroiau să aibă o poziție specială în cer. Și Domnul le-a spus, Matei 20:23, că acele locuri sunt repartizate de Tatăl, fiindcă Dumnezeu este Cel ce judecă și împarte slujbe și recompense în împărăția sa pentru fiecare slujitor. Dar să citim textul din 1 Corinteni 3 pentru a vedea că judecata lui Dumnezeu va fi dreaptă pentru credincioși.
1 Corinteni 3 cu 10. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Adică unii înființează bisericile și toți ceilalți lucrăm în cadrul bisericilor unde suntem membri sau unde misionăm. Dar fiecare se ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Doar în El avem noi răsplătiri și viață veșnică. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fânt, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua Domnului, ziua de judecată sau dacă vreți ziua de răsplătire, de premiere, o va face cunoscut că se va descoperi în foc. Aici este vorba despre focul judecății lui Dumnezeu, a analizei lui. Dacă lucrează zite pe cineva pe temelia aceasta, rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc, adică se va judeca și soarta lui. Cât despre cei răi, lucru de care parcă nici nu ne-am dorit să știm, spune Asaf în Psalmul 82, de la versetul 5, despre cei care, așa cum spuneam într-una din lecțiile trecute, îl ignoră pe Dumnezeu și nu sunt conștienți că Dumnezeu îi va chema într-o zi la judecat. 82:5. Dar ei nu vor să știe de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric, de aceea se clatină toate temeliile pământului. Eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fii acelui preanalt. Însă veți muri ca niște oameni. Veți scădea ca un domnitor oarecare. Moartea este un început de pedeapsă. Este, dacă vreți, anunțul că vine judecata întreagă. Căci plata păcatului este moartea, dar la moarte nu știm cu ce va fi pedepsit fiecare. Este dovada că vine judecata. Cum spune în Evrei 9, oamenilor este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. De aceea, să citim în Roman 2, acolo unde Apostolul Pavel explică cum va fi judecata și pentru cei buni și pentru cei răi, adică și pentru cei mântuiți și pentru cei nemântuiți, nu că sunt unii buni să fie mântuiți prin meritele lor, dar ei stăruiesc în bine, asta explică Apostolul aici. Roman 2, de la versetul 7, și anume, hai să citim și versetul 5 și 6. Dar cum pietrea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, ceea ce spuneam, dacă judecățile de aici nu-i aduc pe oameni la pocăință, îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăța lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui și ia în vedere și pe bun și pe răi. Și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine, în fapte bune, în slujire, caută slava, cinstea și nemurirea și va da mâhnie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Neca și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Ce dreptate absolută este la Dumnezeu. Dacă acestea sunt, pe scurt, judecățile și sentințele divine de aici și din ziua judecății eterne, hai să vedem câteva caracteristici și principii ale judecăților divine. Pentru că există posibilitatea de a nu-L înțelege pe Dumnezeu, de a nu fi de acord cu El sau de a dori până la blesteme să intre Dumnezeu să judece. Dumnezeu judecă, avem de a face cu Dumnezeu care judecă, dar nu-i putem să-i facem noi oroare de judecată, nu ne acceptă pe El pe noi ca avocați, este un singur avocat, Domnul Iisus Hristos.
Îngerii își fac serviciul lor, iar noi ca oameni nu suntem decât în poziția de inculpați sau de subiecți ai judecății lui Dumnezeu. E drept că Dumnezeu ne va folosi la a judeca lumea, dar statutul judecății, codul civil, penal sau de orice altă natură, nu stabilește Dumnezeu împreună cu noi. Există instituții de vine și forme de executare a judecăților. Universul acesta e pus la punct. Dumnezeu are un guvern mondial, mai mult decât atât, veșnic. Dumnezeu judecă și decide mai întâi totul prin sine. Este actul suprem la care nici îngerii n-au drept să se amestece. Ei sunt doar coparticipanți în execuții alături de Dumnezeu. Dar judecata în sine îi revine în mod absolut și unic lui Dumnezeu. Pentru că îngerii au capacități limitate, cunoaștere mărginită, dar Dumnezeu este absolut. Există îngeri buni, dar nu au o dragoste desăvârșită ca Dumnezeu, de aceea competența lor nu poate să se ridice la nivelul acela desăvârșit al judecăților pe care le emite Dumnezeu. În Psalmul 75, Asaf, prin inspirația Duhului, rostea următoarele cuvinte, ca un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu. 75, versetul 2. Atunci când va veni vremea hotărâtă, zice Domnul, voi judeca fără părtinire. Vă rog să rețineți, s-a angajat Dumnezeu să judece fără părtinire. Așa că vorba lui Solomon din Cartea Eclesiastul, când vezi în țară, în locul dreptului și dreptății, nedreptate și oameni incorecți, nu-ți fă probleme cu asta. Că deasupra tuturor ai Dumnezeu și s-a angajat că judecă El. Chiar dacă o țară nu dispune de suficiente instituții la care să te adresezi și care să rezolve toate problemele de dreptate, Dumnezeu s-a angajat să judece El. Le-a spus evreilor în Vechiul Testament, este scris în Cartea Numeri, că dacă ei nu vor lua atitudine față de un păcat, păcatul acel om îl ajunge, pentru că Dumnezeu poartă El grija judecății. El nu face judecată că noi am cerut-o, El o face de la sine și o poate să o facă slăvit să-i fie numele. De aceea în fața unui asemenea Dumnezeu trebuie să ne temem și universul întreg va ajunge să teamă când își va da seama că Dumnezeu este unul care judecă. Iată ce vă citesc din cartea Apocalipsa, capitolul 15, de la versetul 1, ce se va spune când se va finaliza întreaga lucrare de judecată a lui Dumnezeu. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. Șapte îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă și cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Pentru că există o strânsă legătură între mânia lui Dumnezeu și judecata lui. Și iată ce vor spune cei din cer când se isprăvește totul și se termină judecata. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutul lui Dumnezeu în mână să teau biruitorii fiare și a icoanei ei și a numărului ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul Domnului și cântarea mielului și ziceau, mari și minunate sunt lucrările tale. Doamne Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărat al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău, căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta pentru că judecățile Tale au fost arătate. Acum este în vigoare Psalmul 75. Dumnezeu s-a angajat că judec. Atunci vom privi post factum și vom spune Dumnezeu a judecat. Cât iese de acum până atunci, o să ne lămurim noi atunci și o să dăm dreptate lui Dumnezeu. Oricum, de judecata lui Dumnezeu, orice om trebuie să se teamă. Petru zice că cel neperit scapă cu greu. Spunea un frate proroc ce a avut o viziune cu judecata că dacă oamenii ar ști ce înseamnă judecata lui Dumnezeu, toată viața n-ar mai râde. S-ar înfiora. Duhurile înaintea lui cad în leșin.
S-au temut numai de arest spiritele, dar de judecată. De aceea zice în Evrei capitolul 10, de la versetul 30, doar, căci știm cine a zis, cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cază în mâinile Dumnezeului celui viu. Oamenii, de exemplu, în Europa se tem de anumite instituții, știu eu, de gardă, de diferite instituții, de finanțe. Se zice, dacă vin alea, nu pleacă fără să te lase aproape de faliment, îmi spunea cineva dintr-o țară. Dar când Dumnezeu va veni cu toate dosarele la zi și gândurile noastre, vor fi scoase la iveală și toate relațiile pe care noi le-am avut și tot ce a fost. De aceea să știm în fața cui stăm, să ne temem de El și să-i dăm slavă încă de pe acum. Amin? Domnul să ne ajute și să ne sprijinească în voia sa. Hotărârile lui Dumnezeu se iau într-un sfat al tronului divin din cer și se execută prin îngeri. Ei, la rândul lor, mișcă natura, aduc diferite fenomene meteorologice sau cosmice. Îngerii fac să se miște masele de oameni, să se stârnească războaie. Judecățile lui Dumnezeu decise în cer se execută prin îngeri. Ei își preiau mandatul și trec la execuție. Iată ce scria Asaf în Psalmul 76, versetul 8. Ai rostit hotărârea de înălțimea cerurilor. Acolo se iau deciziile. Pământul s-a îngrozit și a tăcut. Când? Nu doar când s-a rostit hotărârea, când deja au venit îngerii să o pună în aplicare. Se ia hotărârea sus în cer și apoi vin îngerii și se execută totul pe pământ. Sunt niște forțe pe care noi nu le înțelegem, care pot să miște planete, care pot să modifice legile naturii, legile biologice, legile statului le modifică, dacă vreți. Tot ceea ce există în univers. Recitesc și 82:1. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu, El judecă în mijlocul dumnezeilor. Și îngerii preiau aceste judecăți și, cum spuneam, trec în aplicarea lor. Dar în mod concret scrie despre îngeri în Psalmul 78, versetul 49. El și-a aruncat împotriva lor mânia lui aprinsă, că judecata vine în urma mâniei. Urgia, iuțimea și necazul, o droaie de îngeri, aducători de nenorociri. Iată că Asaf știa cum se pun în aplicare pedepsele judecății în urma mâniei lui Dumnezeu. Să mulțumim Domnului că îngerii pentru noi fac servicii bune, că tot îngerii pot face mari servicii pentru Dumnezeu care îngrozesc omenirea. Mă opresc doar așa ca idee în cartea Apocalipsa, unde scrie de exemplu în 7:1. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Zici că pământul e numai o pătură și o țin așa de patru colțuri. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe mare, nici pe pământ, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia din spiritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu și a strigat cu glas tare. În mod special când începe Apocalipsa, se vede cum Dumnezeu își execută judecățile prin îngeri. Iată, citim tot din Apocalipsa 16:1. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor șapte îngeri: duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu. Ei execută, cum scrie în Psalmul 103,
fără nicio abatere ceea ce Dumnezeu poruncește. Dacă Dumnezeu decide și îngerii execută, vreau să mai vedem doar cum decide, care sunt principiile judecăților sale. În primul rând, trebuie să știm, și asta să ne dea liniște și bucurie, că Dumnezeu are o dreptate absolută în analize, în judecată, în execuție. Deci pe întreg procesul acestei lucrări. Am citat deja din Psalmul 75, unde în partea a doua versetului Domnul însuși spunea: voi judeca fără părtinire, asta înseamnă cu dreptate. Dar să citim și din alte versete din Psalmi, pentru că acest adevăr l-au surprins și alți sfinți, nu doar Asaf. Psalmul 11, versetul 7, pagina 559. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața Lui. Deci Dumnezeu nu-i drept doar că e o necesitate. Dacă El conduce cosmosul, e bine să-L țină în echilibru și să răsplătească fiecăruia după cum îi se cuvine. El iubește dreptatea, asta intră în atributul Său. Deci Dumnezeu face o dreptate cu pasiune. El nu poate fi altfel. Sau Psalmul 19, versetul 9. Partea întâi, ce ne-ar reveni nou, iar partea a doua ne aduce la cunoștință cum este Dumnezeu. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate. Toate sunt drepte. Oare suntem și noi drepți? Doamne, ajută-ne! Judecățile lui Dumnezeu vor fi lăudate pentru dreptatea lor. Vă amintesc că doar revenind la Apocalipsa, unde scrie în 16:5, când unul din îngeri, apelor, a zis: drept ești Tu, Doamne, care ești și care erai, Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. Vreau să vă gândiți, ce înseamnă dreptatea lui Dumnezeu? Îmi vine în minte cazul din Judecător, capitolul 1. Asta numai în viața aceasta, dar aici e parțialul. Când Adonai Bezec, cu deștele cere mari tăiate la mâini și picioare, aduna pâine sub masa altora ce erau stăpânii săi de acum și își amintește că exact așa a procedat și el. Și spunea el: Dumnezeu e drept. Cum ai făcut așa, ți se va face. Deci Dumnezeu nu doar că te pune să plătești o amendă corespunzătoare vinovăției tale, de exemplu, dar te face ca prin acea amendă să suferi exact acolo la capitolul unde ești vinovat. De aceea, de exemplu, numai în viața asta, că la judecat de apoi nu știm exact cum sunt sentințele și în ce formă va consta pedeapsa și durerea iadului. Cine păcătuiește în trup își primește absolut neapărat pedeapsa în trup. Dreptatea lui Dumnezeu. Poate neînțeleasă de noi. Amintiți-vă acea întâmplare din istoria evreilor, în care se spune că un om a sesizat o scenă de care a fost tare nedumerit. Și a mers până acolo încât a spus că Dumnezeu nu-i drept. Se spune că își păștea o turmă de oi pe un câmp, unde era o fântână în apropiere, la marginea unui drum. A trecut pe acolo un om, s-a plecat să bea apă, și-a scăpat punga cu bani și grăbit plecat, a plecat repede. La scurt timp a venit un al doilea, care poate văzând banii, nici n-a mai băut apă și s-a tot dus. A venit un al treilea călător, s-a pus să bea apă, nefiind grăbit, s-a așezat lângă fântână să se odihnească. Între timp, primul s-a trezit fără bani, s-a întors înapoi,
socotind că numai la fântână i-a putut pierde. L-a găsit pe al treilea și era foarte indignat că acesta se făcea că nu știe nimic, cum pe bună dreptate și era, într-o primă imagine. Primul a fost foarte răzbunător și nema având timp al treilea să se apere, cel din tâi l-a lovit și l-a omorât. Și se spune că cel ce urmărea toată scena și păzea oile a zis: Doamne, primul a rămas fără bani și acum are pe conștiință o crimă. Al doilea a fugit cu banii și al treilea moare nevinovat. Și se spune că respectivul avea un dar profetic și Dumnezeu l-a lămurit că primul aparent el și-a pierdut banii, dar i-a moștenit de la tata lui care i-a furat. De altfel, ca și o continuitate la aceasta, trebuie să înțelegem că Dumnezeu va corecta prin judecățile Lui toate vinovățiile și judecățile nedrepte ale oamenilor. Printre altele, Dumnezeu reia toate dosarele. Dacă am judecat drept, celor ce judecă drept, scrie în Proverbele, merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Vede, Domnul, ai judecat drept, premiu. Ai judecat nedrept, ai fost martor mincinos, scrie Deuteronom, cum a declarat, așa se-i face. Auzi, judecata lui Dumnezeu ia și pe martor după aceea și pe fiecare, la rând. Zice tot Asaf în Psalmul 76, versetul 9, când s-a ridicat Dumnezeu să facă dreptate, cui? Să scape pe toți nenorociții de pe pământ. Pentru că sunt atâtea judecăți nedrepte. Tot Asaf zice în Psalmul 82 de la versetul 2: până când veți judeca strâmb? Vorbea din partea Domnului. Și veți căuta la fața celor răi, că-i de al nostru, că a dat bani, că noi putem judeca nedrept, doar că nu știm, dar Dumnezeu știe totul. Faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate norocitului și săracului, scăpați pe cel nevoiaș și lipsit, izbăviți-l din mâna celor răi. Că dacă oamenii nu fac asemenea dreptăți, într-o zi le face Dumnezeu. De aceea Habacuc, descris la cartea sa, capitolul 1, avea câteva întrebări, nedumeriri și nu se mângâia decât cu ideea aceasta despre care noi vorbim. Habacuc, capitolul 1, pagina 901, de la versetul 3. Pentru ce mă lași să văd nelegirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și sâlnicia se fac sub ochii mei, se naște certul, se stârnește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede. Asta între oameni. Cel rău biruiește pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăți nedrepte. Doamne, nu vezi? Ba da, și Dumnezeu striga prin Asaf. Până când mai continuați cu asta? Și apoi zice Teotiel în versetul 12: Doamne, nu ești Tu din veșnicie, Dumnezeul meu, Sfântul meu, nu voi muri. Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-Ți împlinești judecățile Tale. Tu, stânca mea, l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele Tale. Deci și în viața aceasta Dumnezeu, în cazul evreilor, care tot s-au judecat între ei pe nedreptate, și aici a făcut să fie corectată judecata, aducând babilonene peste ei.
și rostind judecată, de exemplu, pe cei bogați i-a luat și i-a dus robi, iar cei vinovați de sânge nevinovat au plătit cu moartea, iar cei sărași din țară, de ce erau sărași de tot, n-aveau nimic? Fiindcă ceilalți, cum spune Amosul, îi deposedase de tot ce aveau. Atunci le-a dat împăratul Nebucadnețar pământuri și vii. Deci și în viața aceasta Dumnezeu face anumite corecții în urma judecăților nedrepte pe care le rostesc oameni. De aceea este foarte important, spun aceasta spre final, să înțelegem cum judecă Dumnezeu, ca să nu fim în dezacord cu voia Lui, să fim drepți, să fim miloși, pentru că altfel riscăm să fim și noi judecați și să ne suportăm pedeapsa. Iată ce zice, retorcându-mă la psalmii lui Asaf, în capitolul 73, vers 25. Cum ar trebui să se raporteze omul la Dumnezeu și prin prisma judecăților? Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine? Adică, Doamne, sunt în acord și îmi place ceea ce Tu faci. Sau psalmul 75, vă rog să vă uitați așa peste versete, aici scrie de la versetul 7, Dumnezeu este Cel ce judecă și când judecă, scoboară pe unul, înalță pe altul, pe alții pedepsește în masă. Și acum versetul 9, eu însă voi vesti purul aceste lucruri și voi cânta laud în cinstea Dumnezeului Iacov. Adică atunci când Dumnezeu coboară pe unul sau când înalță pe altul, să fii în acord cu voia Lui. Și zici, Doamne, asta e lucrarea Ta. Când Dumnezeu rostește o judecată și o vezi împlinită pe teren, să o înțelegi, să nu te împotrivești și să cârtești, Doamne, nu-i bine, de ce ai făcut așa, trebuia să faci altfel. Riști să fii pedepsit. Aici, ca exemplu, vi-l dau pe Iona, care a scris în cartea sa, capitolul 4, versetul 2, cum n-a fost în acord cu judecățile Domnului, cu felul Dumnezeu de a gândi și de a fi. Iona 4, cu 2. S-a rugat Domnului și a zis, ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să reînlătur fugind la Tars, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, de lung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. N-a fost de acord, de ce i-a arătat Dumnezeu pe aceștia? El n-a înțeles cum judecă Dumnezeu. Iată modul de a gândi al Dumnezeu, versetul 11. Și mie să nu-mi fie milă din nive cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu, dacă acum i-a iertat, gata, Ninive ne putea să facă orice. Pentru că întorc doar 2-3 foi și ajung la Naum 1:14. Pentru că și câțiva zeci de ani mai târziu, ninivenii aceia care s-au pocăit atunci, sau urmașii lor, mai bine zis, s-au lăsat de pocăință iarăși, nu s-au mai temut de Domnul, și Dumnezeu a fost drept. Mai întâi că i-a iertat când s-au pocăit și apoi că i-a pedepsit când s-au lăsat de pocăință. Scrie aici în Naum 1:14, iată ce a poruncit însă Domnul împotriva ta Asur, adică ninivenilor. Nu vei mai avea urmași care să-ți poarte numele. Voi ridica din casa Dumnezeului tău chipurile ce oprite sau turnate, îți voi pregăti mormântul că te-ai aflat prea ușor. Deci Dumnezeu le-a amânat moartea, dar când a văzut că nu se întorc, le-a pregătit mormântul și le-a venit vremea. Încheiem cu două idei scurte. Trebuie să înțelegem că ceea ce declanșează spiritul de judecat în Dumnezeu este mânia sfințeniei sale. Dumnezeu este sfânt și judecă prin însăși natura sa. Așa vă citesc din cuvintul lui Asaf, psalmul 76, versetul 7. Cât de înfricoșat ești tu? Cine poate să stea împotrivă cât îți izbucnește mânia? Și deja v-am dat câteva referințe, sau Romanul 18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei nelegiuiri. Deci, Dumnezeu, în mod instant, se mânie când este păcat.
are o reacție care țintește cu vremea la o judecată dacă omul nu se pocăiește. Însă, asta ca și o a doua și ultima idee, judecățile divine sunt etapizate și se execută după atributele divine, adică Dumnezeu este îndelung răbdător, așteaptă ca oamenii să se pocăiască, le ține pe toate acestea în evidența sa, dacă oamenii se pocăiesc, uită răul și pentru bine îi răsplătește. Deci acesta e modul lui Dumnezeu de a judeca. Trebuie înțeles și dat-i dreptate. Așa s-a prezentat el lui Moise în Exod capitolul 34, de la versetul 6, vă citesc. Și vă rog să vă gândiți că Dumnezeu a rostit aceste cuvinte când a rostit și judecata împotriva evreilor că vor muri în pustie. Au mai trecut ani de zile. Mă gândesc că Dumnezeu a avut în vedere planul lui și dacă acești părinți ar fi murit pe loc, cine creștea copiii aceia ce trebuia să ajungă în Canaan? Ei trebuiau să fie drept lecție pentru noi, deci Dumnezeu în judecata sa a avut motive serioase să procedeze așa, să nu execute pe toți odată. 34, versetul 6 și 7. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Și dacă ne-am oprit aceea, zice, cu Dumnezeu rezolv pe toate. Care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Ăsta e felul lui de a fi. Iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Deci la judecată e drept, numai în felul lui de a fi. Și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Acesta e Dumnezeu. Așa este scris și în Psalmul 119, versetul 142, și aceasta trebuie să ne fie clar. Dreptatea ta este o dreptate veșnică. Noi uneori vrem o dreptate așa de o săptămână. Știm ce a făcut cineva ieri și astăzi ne mirăm de ce nu trăznește, și dacă nu în el, măcar pe lângă el să se sperie. Dreptatea lui Dumnezeu este veșnică. El are un plan veșnic, nu poate fi gândit altfel. Dar ea este eternă, toată veșnicia, nimeni nu va mai putea aduce obiecții. De ce a făcut Dumnezeu așa? Și legea ta este adevărul. Deci judecă după adevăr și după o dreptate veșnică. Doamne, ajută-ne să te înțelegem. Să judecăm drept, pentru că atunci când vei relua dosarele noastre, să pui doar așa o rezoluție și să fie totul bine. Domnul să se îndure de noi, amin.